Întotdeauna am spus că mie îmi plac foarte mult copiii și trebuie să recunosc că am o afinitate pentru aceștia și fac orice ca să-i promovez. Și mă bucur de fiecare dată când am invitați în emisiune copii, copii talentați, copii care știu să ducă mai departe folclorul românesc și portul popular tradițional românesc. Bună seara și bun găsit! Sunt Carmina Vlad, iar invitata mea din această seară este o fetiță mititică, frumoșică, foc și talentată. Și surpriză, este îmbrăcată pentru început la această emisiune în costumul meu popular de când eram eu la grădiniță. Așadar, invitata mea din această seară este Miruna Muftar. Bună seara, Miruna, și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Îți mulțumesc frumos că ai venit la emisiune și mai ales îți mulțumesc că ai acceptat să vorbim amândouă și uitați-vă la ea cât e de frumoasă, e frumușică foc, e o dulceață de copil îmbrăcată în costumul meu popular de când eram eu la grădiniță, să știi, și ea e făcută chiar de mama mea. Stă foarte bine. I-am Mulțumesc! spus înainte de emisiune că este Carmina în miniatură, pentru că și eu eram, când eram micuță, aveam părul lung și exact ca ea, deci ești Carmina în miniatură. Și uite, aș vrea să te ridici în picioare, să te vadă telespectatorii așa cum e ea. Uitați-vă la ea cât e de frumoasă și este extraordinară. Este foarte frumos în costum popular. Ia uite ce frumoasă e. Un copil chiar foarte frumos, un copil care arată foarte bine în costum popular. Ce faci, Miruna? În ce clasă ești tu? Sunt în clasa 1 Da, unde? la școala gimnazială Băbenii Vâlcea. Din Băbeni? Știi că eu când mă duc de fiecare dată la mănăstirea dintr-un lemn, trec prin Băbeni și fac la stânga spre Fărcaș. Știi? Ai fost la vreodată la mănăstirea dintr-un lemn? Da. Da? Da. Câți ani ai? 7 ani. 7 ani, mulți înainte. Când ai filmat prima dată, unde ai filmat? Fix cu dumneavoastră la pomi, la pomi. La pomii înfloriți. Da. În livada Da. cu pomii înfloriți de la Da. Segarcea. Da. Acum 2 ani. Aveai 5 ani. Da. 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 Acum 2 ani, pentru că în 2019 am filmat Da. la pomii înfloriți și mai țin minte unde te-am pus? Da. Unde? În copac. În În pomul pom. înflorit. Am pus Da. acolo, era o creangă așa foarte, două crengi foarte frumoase și parcă era un fotoliu acolo și pe ea am luat-o în brațe și am pus-o exact în pomul înflorit ca Da. să arate frumos. Ești în clasa 1, îți place la școală? Da. Ce-ți place la școală? Îmi place fiindcă învățăm foarte multe. Putem să vedem, să ne vedem și noi copiii. Învățăm, cum am zis, și Ce-ți place să înveți? Ce materie îți place? matematica. Matematica, de Da. ce? Fiindcă sunt foarte multe calcule și, nu știu, îmi place să calculez. Îți dai seama că tu dacă vei deveni o solistă de muzică populară, vei avea nevoie de matematică, trebuie să știi să calculezi banii Da. câștigați. Dar altă materie, ce-ți materie îți place? Îmi place și româna, la Da? fel ca matematica. Da. Dar ce materii mai faceți la școală, în clasa 1? Facem matematică, română, astea sunt cele mai importante. Da? Engleză, religie facem, educație fizică, sport, așa, dezvoltare personală, ce mai facem? Arte vizuale și abilități practice. Și, de exemplu, religia îți place? Da. Te duci la biserică? Adică înainte de pandemie te A, duceai la da. biserică? Da, mai mă duceam cu mamaie. Cu bunica. Da. Bunica fiind mama cui? Mama lui Mama mami? lui tati. Mama lui tati. Am Tati. înțeles cu bunica paternă, să înțeleg. Te duceai la biserică. Dar la biserică cântai? Nu. Nu? Nu. De ce tu, Dita, mai solista de muzică populară, să nu cânți la biserică, în corul bisericii sau acolo la strană? Poate înveți un Nu, mă colind. gândeam. Să știi că există colinde de Paște, atenție,
să cauți tu să vezi că sunt colinde de Paște și colinde de Crăciun. Da. Și poți să înveți cu un colind și să te duci la biserică atunci când se va da voie să da. Mergem și să faci un colind, să înveți să cânti și să prezinți un colind la biserică. Desenul îți place? Da. Ce îți place să desenezi? Păi nu mă pricep prea bine să desenez, dar îmi place. Știu să desenez cățeluși, așa, pisicuțe, animale. Îți plac animalele? Animale, da. Tu stai la casă? Da. Și animăluțe ai? Da. Ce animăluțe ai? Purcei, găini, gâște, pui. Așa. Pisicuțe ai? Că tot ziceai că îți place să desenezi pisicuțe? Nu am, fiindcă nu? Am un câine mai mare și mi le mănâncă. E rău? Nu. Nu e rău? Dar te înțelegi bine cu câinele? Da. Te joci cu el? Da. Și stă cu tine? Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Cine are grijă de toate astea? Mama e. Bunica? Da. Dar tu ajuți pe bunica? Da. La ce o ajuți pe bunica? La mâncare, mai merg și din când în când, gen mai umplu găleata cu apă, gen din așa, când dă la animale. Da. O ajut? O ajut, da. Dar prin grădină să faci curățenie, să dai-o cu mătura prin curte? Da. Da? Da. O ajut da. Pe bunica? Da. Bunica zice, Miruna, vino să mă ajut sau te duci tu de bunăvoie? Mai îmi zice și ea, mai mă duc și eu. De bunăvoie, da? Da. Dar bunica știe că tu cânti? Da. Da? Și da. Ce zice bunica că tu cânti? Îi place? Da. Și când te vede la televizor? Da. Îi place foarte mult. Dar bunica i-ai cântat vreodată? Da, da. Acasă? Da. Și ce i-ai cântat? Luma mai place un cântec foarte mult, numai de-a lui Vilor. Da? Da. Și îl cânti tot da, mereu? Da, da. Le cânt și piesele mele, care le-am înregistrat. Mai învăț. Învățăm. Învățăm și alte cântece, nu numai asta. Da, cred. Tu ești eleva profesoarei Victorița Cică. Da. Cum te-ai apucat de cântat? Păi, cum să cum ai învățat tu să cânti? De unde e pasiunea asta de cânt? De la străbunica mea. Așa. Așa. Doamna Victorița a cântat la mami la nuntă. Și mami s-a uitat, s-a interesat și s-a uitat pe site-ul Victoriței Cică și a găsit că ea face un grup și a zis, băi, să încerc să vedem dacă pot și eu să cânt. Să vedem. M-a dus și am ajuns acum, aici. Ai ajuns da. În grupul Mlădițele Oltului. Oltului, da, da. Mlădițele Oltului, un grup foarte frumos, coordonat de Victorița Cică. Când ai cântat prima dată? Am cântat prima dată la... La ce vârstă? La 4 ani. La 4 ani? Da, la 4 ani am început să cânt. Și unde ai cântat prima dată? Îți mai aduce aminte? Acasă sau pe scenă? Cred că acasă. Acasă? Cred prin casă. Cine te-a învățat acasă să cânti? Cu cine faci tu repetiții acasă? Cu mami. Mami? Cu mami fiind învățătoare, dar nu e învățătoarea ta. Nu. Am înțeles că nu e învățătoarea ta. Dar ești la aceeași școală cu unde e mami învățătoare. Da, suntem clasa lui mami, este lângă mea. Gen, e clasa lui mami și după ea mea. Dar cu doamna învățătoare, cum e la școală? Foarte bine. Da? Da. Foarte bună? Da. Și mami, cum e ea? Nu ți-au spus elevii dânsei cum e? Cum e mami ca învățătoare? E bună? Da, e bună. Da? Da, acasă da. Faci temele cu mami? Da, numai cu mami. Numai cu mami. Numai și tati nu te ajută? Înainte, când am fost în clasa pregătitoare, mai m-a ajutat și el. Dar acum la română, la mate, acum în clasa întâi, mă ajută mami, fiindcă sunt mai multe de învățat. Și tati, cata, e absent. Da. Absent nemotivat. Da. Îi punem absență nemotivată. Da. Dar
Tu mai ai frățiori? Da, am un frate mai mic, care are 4 ani. Ne înțelegem foarte bine. Mai mă joc cu el când am timp. Mm. Când am timp. Ne înțelegem. Și seamănă cu tine, că l-am văzut și eu, scumpete, da, de copil. Da. Dar cel mic cântă? Nu. Nu cântă? Nu. Deloc, deloc? Deloc, deloc. A, păi nu e bine, trebuie să-l înveți. Că dacă tu ai învățat la 4 ani... Știe să cânte, dar zice, știe toate melodiile mele. Na. Mai am o verișoară care mă cert cu ea când repet. Vrea să-mi iau microfonul din mână. Poate vrea și ea să cânte. Da, da, poate. Păi, și de ce nu duci la Victorița? Face Are 2 ani. A, e micuță. Nici nu le-a împlinit 2 ani. Na, e micuță, nu știe nici bine să vorbească. Nu. Da, păi micuță, mami. E micuță. Dar eu știu de frățiorul tău, pentru că noi când ne-am întâlnit, unde am filmat la Floarea Soarelui, da, dacă nu mă înșel eu, a venit și frățiorul. Da. Și știu că el cânta odată cu tine cântecelele, nu-i așa, mami? Da. E mămica ei aici. Da. Și mi-aduc aminte că el cânta cu tine cântecelele. Da. Că știe toate cântecelele? Aproape toate. Și pe de ce nu-l duci la canto? Nu vrea. Nu vrea? Dar te înțelegi bine cu frățiorul. Da. Prostioare face și voi amândoi. Așa, zi, așa. Cine te ceartă cel mai, mami sau tati? Tati. Tati? De ce? Tati. Nu știu. Nu știu asta. Pentru că faci prostioare, de aia te ceartă. Acum, asta e, nu? Tu trebuie să ai grijă de la micu. Da. Așa se spune. Că... Și gen că pică el și eu sunt pe lângă el, zice, tati, tu uite, tu l-ai împins, tu l-ai așa, dar din contră, ca să învețe și el... Să fie mai atent, să nu mai pice, gen... Adică să nu cadă. Da, să nu fi cade, uh-huh. Cadă. Da. Și când se împiedică el, s-o fur tu. Da. Ce? Cam așa ce. Cam așa, așa ceva. Uite, eu îți propun să ne cânti primele două piese, da, după care revenim. Uite cât e de frumoasă în costumul meu popular. Mi-e drag de ea, dar mai ales că o văd așa în costumul meu popular. Și mai ales că e așa îmbrăcată tradițional, să spunem. Și ți-am spus, parcă ești Carmina în miniatură. Când eram eu la grădiniță, am căutat azi noapte niște poze cu mine îmbrăcată în costum popular. Nu le-am găsit să pot să-ți arăt pe Carmina când era îmbrăcată în costum popular, să vezi cum arăta exact ca tine. Eu îți propun să ne cânti primele două piese. Lume bine te-am găsit și Cine trece seara dealul. Sunt două piese pe care tu le-ai înregistrat. Da. Și sub coordonarea Victoriței Cică și te invit să le cânti pe acestea, după care noi revenim aici la Teleu Creava.
și-o frumoasă de mânuță. Are doi chei și-o căruță, și-o frumoasă de mânuță. Duce la guriță, e micuță și negruță, și duce la guriță. Vine nana pe furiș, călare pe fulgeriș. Vine nana pe furiș, călare pe fulgeriș. Calul e alb și nărăvos, nică-i tânăt și e frumos. Calul e alb și nărăvos, nică-i tânăt și e frumos. Cine trece seara de-a luna, n-ai-o-n vine cu calul. Cine trece seara de-a luna, n-ai-o-n vine cu calul. Are doi gai și-o căruță, și-o frumoasă de Am revenit alături de Miruna Muftar, ați văzut-o cântând pe aceasta, în primele sale două piese, și Miruna s-a schimbat de costumul popular. Ai costume foarte frumoase, populare. Cine ți le cumpără? Am patru costume. Două mi le-a cumpărat mami și două le-am de la bunica mea, care, străbunica mea, care le-a purtat și bunica mea. Ce frumos, și acum le porți tu. Da. Având de la bunica din partea tatălui sau a mamei? Din partea tată. De tata, da? Da. Și tata, dacă fiind băiat, n-are cum să poarte costumul popular femeiesc. Nu, l-a purtat mamae. Și străbunica. Da, și străbunica. Dar pe străbunica trăiește, nu? Da. Și la străbunica i-ai cântat? Da. Și ce zise? Ce să zic, ea gen știe cântece din ăștia mai vechi de când erau pe vremea ei. Aceea. Mm-hmm. Da. Dar uite, știi ce e bine să faci? De la străbunica să culegi cântece. Pentru da. Că străbunica, cântând cântece de la vechi, cum le spui tu, bătrânești, o poți înregistra, da. Și ea sunt drept de doine, de balade, să vezi dacă ea știe să cânte, și o înregistrezi pe străbunica cântând, o filmezi, o ai și tu ca amintire peste ani și ani, și le cânti tu mai târziu aceste da. Cântece. Te-a învățat vreun cântec bun, străbunica? Da. Ce cântec te-a învățat? Lie ciocărlie. Da? Prima strofă ce am reținut-o. Prima strofă. Da, încet, încet o să înveți să, da. Să cânti. Este greu să cânti? Ia spune. Câteodată da, câteodată nu. E greu să înveți? Câteodată da, câteodată nu. La doine și balade e un pic mai greu, dar în rest, cântecele populare sunt foarte ușoare. Sunt ușoare, cred eu. Dar de ce ai ales muzică populară și nu muzică ușoară? Nu știu asta. Nu? Ce te atrage la muzica populară? Costumul popular. Da. Îmi place să port costum popular. Mm-hmm. În total câte costume ai? Patru. Dar la 7 ani ai 4 costume, până la 30 cred că faci 100. Ți-ar plăcea să ai 100 de costume? Da. Da? Da. Foarte frumos. Ce zonă folclorică îți place să cânti? Olt mai mult, fiindcă eu... Când merg la repetiții, mă duc la Balș, gen acolo este din Olt. Mm. Și, da, eu știu cântece de acolo. Ne-a zis doamna să învățăm și din zona noastră, de la Vâlcea, deci. Da.
Învățăm. Tu ești vâlceancă? Da. De la Vâlcea? Da. Dar costumele populare nu încerci să ți le aduni de acolo, de la tine? Ba da. Din Vâlcea? Da. Și ai o grămadă de soliste de muzică populară de acolo, care sunt din Vâlcea, care sunt foarte talentate. Da? Da. Și poți să înveți cântece de acolo. Da. Spuneai că a ajuns pe bunica. Da. Și la mâncare. Ce mâncăru știi tu să faci la 7 ani? Păi, gen, eu nu ajut să facă ciorbe și așa, o ajut mai toc legumele și așa. Mm? Păi știu să fac ciorbă de burtă, de perișoare, ăștia care îmi plac mie ciorbele, nu? Mm-hmm. Așa. Cine taie ceapa? Mamaie. Și morcovul cine îl curăță? Eu. Tu? Da. De ce nu tai ceapa? Mustră ochii. Dar știi să folosești cuțitul? Așa, așa, așa. E, începutul e greu, să știi. Da. Vezi tu. De-aia spun, mămăligă știi să faci. Da. Știi să faci mămăligă? Da. La țară o să mănâncă mămăligă. Da. Și ouă știu să fac. Ochiuri? Da, ochiuri. De la găinușa din curte? Da. Ai multe găinușe? Așa, așa, așa. Am vreo... câte? 7, 8? E, sunt bune acolo. Dar 10, cine adună ouăle? Și eu le adun și le ia și mamaie, mai mult eu, fiindcă mamaie nu poate să se suie în cuibar. Și tu te uiți să te duci în cuibar, da, și le iei. Da. Dar nu, când e o găina pe cuibar acolo, nu ți-e frică că te ciocănește? Păi nu deranjez. Nu? Bagi mâna așa ușor pe sub ea? Nu, când pleacă găina atunci de la o, atunci mă duc. Uh-huh. Gen, mă uit, trag cu ochiul să mă uit dacă e găina. Uh-huh. Și apoi mă duc. Uh-huh. Să iau, dacă e găina, o las acolo. Nu, și eu pe celelalte care sunt în celelalte cuibare. Uh-huh. Dar nu ți-e frică de găini? Mm. Cocoș ai? Nu. Nu? N-ai nici cocoș? Am avut 2, dar i-a tăiat mamaia fiindcă erau foarte răi. Ți-era frică de ei? Da. Da? Da. Dar câinele nu se ia după găinușe? Sau e legat? Da. Nu. Am un câine așa mai mare, este lup, el nu se ia după găini, nici nu le bag în seamă, mm? Dar am un cățel bișon, așa, e micuț. Mic, micuț, și iese mai ia după găinile, mai aleargă, mm-hmm, dar nu le mănâncă. Cum îl cheamă pe bișon? Piki. Și pe o lup? Cora. E fetiță? Da. Doamne, ți-a făcut până acum păișori? Da, de mai multe ori. Da? Da. Și îți plac păișorii de cățel? Da, da, mai avem încă 2, tot așa mari, foarte mari. Și mamaie cățelușii ăia mici, oprește unul câteodată sau și după... Și de la cineva care, da, iubește și animalele. Da, dă la oamenii, gen, cheamă, cum să zic... Ia, de la oameni, uh-huh, pui. Da, pentru că nu poți să păstrezi atâția, da, pui în curte. Nu. Și e bine că e de la oameni care iubesc, da, animalele. Da, îi ținem să se fac mai mari, așa, 10 luni și așa, să se fac mai, uh-huh, puțin mai mari, mai grăsani, și după îi dăm. Ce-a fost odată joși cu ei? Da, îmi plac. Îți plac? Da. Dar știi să fii foarte atentă cu cățeaua, că ea consideră câteodată că poate i-a tași puișorii și... Da. Păi să normal. Fii foarte atentă cu ea. Mereu să nu te atace. Da. Mereu când dăm pui, eu, că este cățeaua mea, uh-huh, o chem, iau niște mâncare și o chem, uite Cora, uite, și o dau, o duc mai încolo să nu vadă și mamaie, tati, cine e, ia pui și îi dă. Și după o duc înapoi. Și îi dau mâncarea și o duc înapoi. Da, ca să nu... Că da. Să, atacă, să nu dacă mușcă. Vede. Da. Să nu muște. Că și apără așa copilașii. Da. Dar la găinușe ziceai că mai dai și tu, nu? Da. Te mai ocupi și de găinușe. Da. Da? Ești copil, da, cu minte. Da. Fructe aveți acolo, pomi fructifer? Da, are tati o livadă. Și cine adună fructele? Încă n-au crescut. Nu, dar când sunt fructe, cine adună fructele? Încă nu știu acum aici. Păi nu. Păi... Tu n-ai adunat niciodată fructele? N-ai cules fructe din pom?
Mami și cu tati? Nu. Nu? Nu. Lasă că te faci tu mare. Când o să înflorească pomii, am scos via și am pus în loc de vie pomi. Și să nu mai pruni. Așa și... Îi place lui tati țuica, înseamnă. Și lui tataie. Da, mai mult tataie. Mai mult tataie? Tataie și unchiu, fiindcă tati nu mai bea. Dar îți dai seama că atunci când se vor face prune, o să faci și gem de prune, o să o ajuți pe mami la gem de prune? Da. Îți place gemul de prune? Da. Cu clătite? Mamă, ce pune! Aoleu! Apropo, ce plăjituri îți plac? Îmi place să fac, îmi place macaroanele, îmi place clătitele, prăjituri, ce mai îmi place? Torturi, nu, ceva? Îmi plac foarte mult torturile. Cu ce îți plac cu torturile? Cu banană, cu căpșune, cu ciocolată. Îți plac torturile. Cu nucă, da. Știu să fac clătite, macaroane. Cine întoarce clătitele? Mami. Eu fac compoziția și mami, că n-am voie încă la aragaz. Păi nu, pentru că tu ești picuță și nu poți, mami. O ajut pe mami la macaroane. Nu știu bine să fac macaroane, dar o ajut. Mestec, spargole. Deci o ajut. O ajut, da. Dar frățiorul tău, păi frățiorul tău cum îl cheamă? Victoraș. Victoraș te ajută în bucătărie. Câteodată. Cât vrea și el, când vrea. Când vrea, când nu, nici nu mă bag în seamă. Dar de mânca vrea să mănânce. Da, oleu. E primul la masă. Mănâncă așa mult? Foarte mult. Da? Dar când era mic, tu îi dădeai să mănânce? Nu, fiindcă eram mică, aveam 3 ani. Da, 3 ani. Nu puteam. Îi dau acum ciorbiță lui verișoara mea. Da. Acum ești mai măricică și poți să-i dai. Da. Dar așa ai grijă de frățiorul tău? Da. Da. Am. Da? Da. Te joci cu el, înțeleg? Da. Dar pe el îl înveți, uite, de exemplu, să socotească, să numere. L-ai învățat? Da, l-am învățat, dar nu... El reține ce vrea, ce nu, nu reține. Nu vrea? Nu. Vrea să rețină ce vrea el, dar ce vreau eu, el nu vrea. Dar la limba engleză cum stai? Bine. Bine? Bine. Nu vrei să-l înveți pe frățiorul tău limba engleză? Așa, în joacă. Eu aș spune, da, l-aș învăța, dar el nu prea vrea să stau gen... El vrea să mă joc cu el, să nu stau să-l învăț, să gen de ăștia de școală. Nu prea vrea să se ducă la grădi, dar se duce. Nu prea vrea. Când vrea, se duce. E mai puturos așa. Da. Se duce la grădiță. Ce să zic? Că nu se duce? Se duce, dar când nu vrea, nu se duce. Nu se duce când nu vrea. Dar școala spune că îți place. Da. Când a fost școala online, ți-a plăcut? Nu. De ce? Fiindcă doamna ne explica, fiindcă atunci în online am învățat cu termenul necunoscut și e puțin greu să înveți ceva nou. Și nu prea am înțeles fix atunci, mai mi s-a și tăiat internetul. N-am înțeles prea bine, dar acum facem remediale. Și acum le-am luat ce am făcut în online, le facem în remediale. Sau le mai facem la școală, la ore. Le recapitulați. Da, așa. Le recapitulăm. Și e greu? Nu. Câteodată când înveți lucruri noi, atunci e mai greu. Dar când recapitulezi sau mai exersezi, atunci nu e greu. Dar trebuie să înveți în fiecare zi, ca să nu să fie ușor. Da. Pentru că învățând în fiecare zi, e mai ușor după aceea decât repeți și ai reținut. Repede. Da. Spuneai că îți place la școală limba română și matematică. Da. Ce vrei tu să te faci când vei fi mare? Te-ai gândit? Da. Ce? M-am gândit că toți sunt la grupul Mlădițele Oltului și vreau să... și fac muzică, gen așa. Vreau să devin pe primul loc cântăreață și
să și în loc de și după cântăreață să mai fiu și polițistă. Uh-huh. Fiindcă am foarte mulți prieteni, mătuși și rude și așa, care sunt polițiști, jandarmi și așa. Și îmi place și mie. Îmi place să văd, să mă îmbrac în uniforma lor. E frumoasă uniforma, îți place? Da. Care îți place cea mai frumoasă uniformă? Cea de polițist sau cea de jandarm? Îmi plac amândouă, dar cel mai mult îmi place de polițist. Dar nu știu de ce. Nu-mi place șapca aia la jandarmi. Uh-huh. Dar la polițist vine direct pe cap, ca o... caschetă se numește. Da, așa, cum se numește. Uite, fii atentă, eu mai fac emisiunea cu poliția și jandarmeria. Când o să devii tu polițistă, dacă nu o să ieși la pensie până atunci, că ești cam micuță, te invit la mine la emisiunea Misiune Îndeplinită și facem amândouă o emisiune, vrei? Da. Bine, gata. Da. Mi-am făcut rost de știu din invita la emisiunea Misiune Îndeplinită. Da. Ce să mai... Uite, eu îți propun ceva, să ne mai cânti două piese. Da. Pentru că am pregătit aici, sunt o fată de la Olt și Jianca. Tu nu ești o fată de la Olt, tu ești o fată de la Vâlcea. Da. Îți place la Vâlcea? Da. Ce-ți place acolo? Nu știu cum să zic. Natura îți place? Da, da, asta îmi place foarte mult. Pentru că acolo e cam un pic zona de almunte. Da. Aveți și aveți niște peisaje frumoase la Vâlcea. Da. Îți place să te plimbi prin județ pe acolo? Da. Pe unde îți place să te duci? Călimănești, Căciulata ai fost? Nu. N-ai fost? Nu. Lasă că te duce mami și o să vezi ce frumos e acolo. O să vezi, o să te plimbi. La Mănăstirea Cozia n-ai fost tu? Hm? A fost? În excursie. A fost, în excursie. Deci ai fost? Da, a fost. Deci în excursie cu școala. Dar probabil era mai mică și nu mai ține minte. Da. Mami aici lângă noi și ne șoptește, ce să facem, asta e, așa e când suntem micuță, dar oricum te descurci foarte bine și mă bucur. Și trebuie să mai spun ceva de aud din casă acum, să știți că de fiecare dată când am filmat cu Miruna a filmat cel mai bine și le-am spus, le-am certat pe celelalte care sunt mai mari și care știu. Și ultima dată le-am spus că vă dă lecții de filmat și vă dă clasă un copil de 6 ani. Un copil care, atunci ultima dată când am filmat avea 6 ani, un copil care chiar a filmat, ziceai că este de acolo, profesionist, da, avea treabă cu... Nu trebuie să-i repezi de 10 ori ca să înțeleagă o dată, nu. Chiar mă bucur. Faci repetiții cum te-am învățat în oglindă? Da. Da? Da. Ți-am zis să faci repetiții în oglindă foarte mult și să ai grijă cum te uiți la cameră, da? Da. Bine, atunci hai să recânti cele două piese. Da. Sunt o fată de la Olt și Jianca, după care revenim cu finalul emisiunii aici cu Miruna Muftar. Chiar mă bucur că te-am avut aici invitată și mă bucur să o auziți și pe dumneavoastră acum cântând pe Miruna Muftar. Sunt o fată de la Olt, mi-e drag gustul mult ce-l port. Îmi ieși cu mara mă, cum am îmbracă a mea mamă. Sunt o fată de la Olt, mi-e drag gustul mult ce-l port. Îmi ieși cu mara mă, cum am îmbracă a mea mamă. Au, cu opincile găsite în podema m-a găsit. Le-am păstrat când mă fac mare, să le port la sărbătoare.
florile de pe câmpie, toate scuțuri de pe ie și pe zăvel caleasă, ca să fiu cea mai frumoasă. Florile de pe câmpie, toate scuțuri de pe ie și pe zăvel caleasă, ca să fiu cea mai frumoasă. Aici alături de Miruna Muftar, o scumpă de fetiță. Chiar mă bucur că ai reușit să vorbești cu mine, pentru că ea e mai tăcut așa, dar uite că acum a vorbit. Ai avut emoții? La început? Când, da, am avut de acasă emoții și pe drum și când am ajuns aici, dar când m-am așezat pe scaun și a început emisiunea, mi-am dat seama că de ce am avut emoții, că nu trebuia, fiindcă e foarte... Totul natural. Da, parcă aș vorbi cu mami. Pentru că eu ai văzut că nu am decât pe foaie decât titlurile melodiilor. N-am nicio întrebare pusă, doar... avem o discuție normală. Da. Ia spune-mi, păpușele ai? Da, am 5, 7, 5 păpuși. 5 păpuși. Te joci cu ele? Când am timp, nu prea mai am timp acum, dar când mai am timp, mai mă joc cu ele, ce? Mm-hmm. Da. Și... nu mă joc gen cu ele bună, hai, bără, mă joc, le coafez, deci nu mă joc cu ele să vorbească păpușile între ele, eu le coafez decât. Da. Îți place să te joci în părul lor? Da, și în părul meu mai mă joc. Păi foarte bine să-ți lași părul lung. Ai văzut ce păr lung am eu? Că ai și zis, uite ce păr lung ai. Vezi? Da. Deci așa trebuie să-ți lași părul foarte lung. Da. Cine le spală pe păpușele? Că trebuie să le speli, că să mai murdăresc și ele. Eu. Și hăinuțele de pe ele? Cine le spală? Îi le dau eu lui mami, lui mamaie, lui mătușa mea, să mi le bage la spălat. La mașina de spălat.
Am înțeles. Da. Ai grijă de păpușele? Da. Le-ai pus nume la păpușele? Da. Ce nume au? Păi una i-am pus și nume și din engleză. Uh-huh. Dora una, pe una o cheamă... I-am pus și nume chiar... Nume din ăștia. Una o cheamă Andreea, Dora, Andreea, Teo, Dora, așa. Celelalte în engleză cum sunt? Păi nu, am pus decât unul în engleză. Și cum Dora. Dora. Dora? Dora. Dar și că Dora e și nume românesc. Da. De ce nu? Așa și... Mia. Ce frumos! Ce, cum îți place să fie păpușa? Blondă sau brunetă? Blondă. Blondă. Toate păpușile tale sunt blonde? Nu. Nu? Sunt și bruiete. Da, sau mai sunt blonde cu fire roz. Uh-huh. Așa l-ai cumpărat. Da. Dar cu mașinuțele te joci cu profesorul tău? Da, mai mă joc. Mai ne jucăm și preună, gen îmi iau eu păpușile și gen ei, păpușile mele sunt șoferițele la mașinile lui. Ca să ne combinăm jucăriile între ele. Uh-huh. Da. Păi dacă tu te joci cu păpușile și cu mașinuțele, de cât dat, când mai cânti? Păi cât asta... repezi pe zi? O oră, două, na. O oră, două, cât, na, repet și singură, dar mai e mami, gen mami mai bagă la spălat, e pe acolo prin casă, mai face curățenie, dar eu cânt și am aude, da. Uite, aici ai greșit, îmi zice, aici ai greșit, aici ai distonat, aici așa, aici așa. Și te corectează? Da. Din repertorul cui îți place cel mai mult să cânti? Ce solist de muzică populară îți place? Îmi place, unul, Victorița Cică, fiindcă este doamna mea și o salut și o pupăcesc, fiindcă m-a ridicat cât mai sus. Așa, și îmi place Rodica Mitran. Care te ajută acolo din Vâlcea, da? Da. Îmi place și Olguța Berbec, care nu știu de... Mehedinți. Așa. Nu prea avem noi voie din ăștia, dar eu cânt acasă, na. Așa. Lui mami, lui tati, lui mam, tataie. Tataie mai mult vrea să-i cânt. Păi nu îi spui lui tataie, tataie, știi că la soliste de muzică populară, dacă le dai comandă să cânte, trebuie nu să le mai și vrea. Plătești. Păi, normal. Păi să te plan să mă plătești dacă vrei să-ți cânt. Mereu. Bine, eu glumesc acum, da, tataie da. Să nu se supere. Nu, nu se supere. Dar... Și altcineva, cine îți mai place? De acolo, din Olt? Îți place din Ivel? Olt. Păi nu prea cunosc așa din Olt. Aia sunt o grămadă din Olt. Da. E Gheorghița Nicolae, Steliana Sima. Așa, Steliana Sima. Da, Maria Dolobanțu. Sunt o grămadă. Nu le cunosc pe acestea, dar eu le caut mereu. Caut soliste, mai mult soliste, fiindcă soliștii nu prea. Mm-hmm. Da. Învățăm și cântece. Dar tu cum îți alegi? Tu alegi cântecelul pe care vrei să-l cânti sau ți-l alege doamna profesoară? Mi-l aleg și eu, mi-l alege și doamna. Când găsește doamna, uite, dacă îmi place ăsta, da, mie îmi place, fiindcă îmi plac cântecele, nu contează cum sunt, dar mie îmi plac cântecele, să le cânt. No. Dar între doine balade și cântecul popular cu orchestră, da. Ce îți place să cânt mai mult? Cântecul popular. Da? Da. Se par mai greu doinele și baladele? Da. Oricum, pentru vârsta ta, într-adevăr, este foarte greu. Fiindcă trebuie să le ridici mai sus, după să le lași mai jos... Da, sunt, na, nu știu, sunt parcă puțin mai grele. Sunt grele, las că înveți tu, nu e nicio problemă. Da. La școală, doamna învățătoare știe că tu cânti? Da. Și te-a pus vreodată să cânti la colegi? Da, mai mă pune când mai am muzică, ziceți, uite, hai să ne cânte Miruna un muzică populară și așa, dar când am muzică. Uh-huh. Na, că nu... Numai la ora de muzică. Da.
Tu te-ai dus la festivalul și concursuri? Da. Și ce ai luat? Ai luat vreun premiu? Da, am luat și premii. Am 3 premii de la festivale. Bine, mai am premii, dar le-am deoparte. Gen, 3 mi le-am pus eu la... în dulapul meu. Mm-hmm. Da. În camera mea. Ce premii ai luat? Am luat și premiul 1 și 2 și 3. Așa. Și 4. Mențiune, adică? Da, mențiune. Și cum îți e când iei vreun premiu? Te bucuri? Da. Că știu că mi le pun la colecția mea de premii și o să fac cât mai multe. Asta înseamnă că trebuie să studiezi foarte mult ca să iei foarte multe premii. Da. Ce faci cu premiile? Le pui acolo în colecția ta, le afișezi undeva? Da. Da? Da. Trei am în camera mea și medalii. Medaliile, am foarte multe medalii, mai mult medalii decât trofee, dar unele le am și pe trofee, gen așa, pe trofee, în dulap, în camera mea, și restul le am într-o noptieră din asta. Noptieră, da. Noptieră, da. Uh-huh. Ce frumos! Să faci cât mai multe premii, da. Și să le, da. Și diplomele să le înramezi, să le pui pe perete, să ai acolo grijă de ele. Dar nu ți le ia frățiorul tău, nu? Nu, fiindcă le pun undeva sus, unde n-ajunge el. Uh-huh. Nu le ia, nu. E cu mințel. Da. Da. Ți-ar fi plăcut să ai o surioară? Da. Da? Da. Dar acum nu mai era, fiindcă am pe verișoara mea. Da? Da. Și te joci cu ea? Da. Da, dar trebuie să ai și grijă de ea, că e micuță, da. Dacă zici că n-are nici 2 ani. Da. E micuță. O să împlinească 2 ani. He, lasă că crește ea mare. Da. Uite, eu îți propun să ne mai cânți o piesă, o singură piesă. Da? Și uite oltencuțele. Ești oltencuță frumoasă, să știi. Mulțumesc. Ești foarte frumoasă, ești un copil foarte frumos. Mulțumesc. Când o să fii mare, cred că semeni mai mult cu mămica, da? Cu tăticul seamănă. La ochi, auzi ce îmi spune, mă șoptește mami aici. Semen cu tăticu. Da, și fratele meu are tot ochii albaștri. Da, să ne cânte această piesă și apoi revenim, da. Că ne apropiem pași repede de finalul emisiunii. Da. Și invit și pe telespectatori să o ascultați și dumneavoastră pe Miruna Muftar. Puiul
am revenit aici cu Miruna Muftar. Dacă aș ști ce tătinia înainte, în afara camerelor de la vedea că sunt aprinse, este un copil extraordinar. Chiar mă bucur că te-am avut aici invitată. Ce-ți dorești, Miruna? Îmi doresc să ajung o vedetă populară. Da, normal, așa. Și să urc cât mai sus. Gen, să fiu mai cunoscută? Da. Da, pentru asta trebuie să muncești foarte mult. Da. Și trebuie să înveți și carte. Să știi că pe primul loc trebuie să fie cartea. Da. Și apoi muzica populară. Da, gen să nu cântăm numai muzică și să lăsăm la o parte carte. Asta nu poți. Trebuie să învățăm și carte. Da, pentru că vocea te poate lăsa în orice minut. Iar dacă ai o meserie, poți să câștigi bani din meserie. Da. Să știi că sunt, uite, și Steliana Sima din Olt. E polițistă. E comisar șef. Adică gradul de colonel. Da. Deci, vezi, sunt foarte mulți care care are două... Și gen... meseria de bază și muzica populară o face din pasiune, să spunem așa. Da. Te-ai gândit să-ți faci tu, să scrii tu piesele tale, să scrii versuri? Te-ai gândit așa, îți vine așa cât un vers în cap să-l scrii pe foiță? Da, mai îmi vine, mai gen, iau un puțin dintr-un cântec, puțin dintr-un cântec, puțin dintr-un cântec și după cântec, câte iau eu, le unesc pe toate și poate formăm ceva. Poate. Vreun cântec. Da, vreun cântec. Dar spuneai că îți place limba română. Da. Îți place să citești? Da. Ce îți place să citești? Păi, acum, ultima dată, am citit Prinț și Cerșetor. Am citit și Aventurile lui Pinocchio. Îmi place să citesc povești, gen să nu mă pună mami să citesc cuvinte, propoziții. Nu prea îmi place. Povești mai mult îmi place. Poezii îmi place să citesc. De la cine îți plac poeziile? De la Mihai Eminescu, de la George Coșbuc, poezii din ăștia care le fac poezitorii. Pentru copii, mai ușoare. Da. Da. De citit ai spus că ai citit Prinț și Cerșetor. Da. Ți-a plăcut povestea? Da. Foarte mult? Da. Ce ai învățat din ea? Că, cum să zic, să fii sărac nu e bine și nici bogat să nu e bine. Fiindcă dacă ești bogat, te dai și mare. Uh-huh. Și dacă ești sărac... Nu se uită la buga la tine. Da, asta. Da, dar să nu uiți niciodată de unde ai plecat, concluzia la această carte. Da. Să știi. Pinocchio, Aventurile lui Pinocchio, îți plac? Da. Am învățat de acolo, fiindcă nu e bine să minți, că o să-ți crească nasul foarte mare. Mm-hmm. Era un bătrânel care a găsit un lemn magic și a făcut acolo o păpușă și tot creștea nasul, tot creștea. De ce creștea nasul? Fiindcă mințea. Mintea foarte mult. Mințea. Vezi? Deci dacă minți, îți crește nasul ca la Pinocchio. Da. Mama e mereu îmi zice, nu minți că îți crește nasul de la ca la Pinocchio. Și mai minți? Câteodată așa? Da, câteodată. Câteodată? Când am avut 5 ani, am luat niște dulciuri și mi le-am băgat sub pernă. Și dimineața când m-am trezit, era perna de ciocolată. S-a topit, da. Și te-a certat cineva? Mami. Ca bordelie lenjeria. Da, bordelie lenjeria se putea și... să nu se mai ia de la ciocolată. Da. Și să rămână patată. Da. Salut. Ce îți mai place să citești? Poezii. În afară de poezii? Poveștile lui Ion Creangă îți plac? Le-ai citit? Nu. Nu? Ia să vezi tu ce făcea Nica Alpetriei. Nu mai trăznui. Nu le-am citit pe acele. O să le găsesc și o să le citesc. Ia vezi tu ce prostioare făcea Nica Alpetriei. O să vezi că o să te regăsești în ele în multe. Dar tu, prostioare, ce faci pe acasă? Nu prea fac. Nu prea faci? Ești cu mințică? Da. Sigur? Da. Așa e, doamnă? Da. Da, e cu mințică. Înseamnă că gata, ce să mai... Acum o să vină fructele. Ce fructe îți plac? Căpșunile. Uh-huh. Prunele. Uh-huh. Mărul. Para. Dar mănânci fructe? Da.
Da. Și spuneai că îți place ciorba de burtă și ciorba de perișoare. Da, astea sunt preferatele mele. Și mâncăruri? Ce îți mai plac? Gen, nu ciorbești așa. Nu ciorbești, în felul 2. Așa. Păi, îmi place să mănânc mămăligă, asta e pe primul loc. Ouă, din așa, așa, mai... Mai... Mai de la țară. Da, mai așa, da. Cine face mămăliga? Tu și cum cine? Cu mami? Mamaie. Cu mamaie? Mami este mai mult la școală și mai mult mamaie gătește și așa. Dar când are mami vacanța, gătește și mami, să nu zicem că nu gătește. Mamaie face mâncărurile de ăștia și mai mult mami face macaroane, clătite, de ăștia. Vă frăs față, da. Mami, mai mult, să înțeleg, da? Da. Dar au ajuns și pe mamaie la, da. La bucătărie, da? Da. Ești copil cu minte. Și când o ajuți acolo, trebuie să mai și cânți o melodie ca să iasă mâncarea bună. Da. La școală, ce-ți dorești? Note mari? Vrei? Matematica. Note mari vrei? A, da. Numai 10 am. Numai 10. Numai foarte bine. Da. Foarte bine. Mă bucur că înveți carte. Da. Mă bucur că să aud că îți place la școală, că sunt copii cărora nu le place să se ducă la școală. Dar ție îți place. Da. Dar altceva pasiune ai? Știi să croșetezi? De-a învățat mama ei să croșetezi? Nu, dar știu să cos. Da? Da. Ce coși? Păi am avut o... Fix ieri mi s-a făcut o gaură la îmbrăcămintea la un bebeluș și am cusut-o. Nu prea știu să fac nod jos. Și eu îi bag mereu lui mama în ață, fiindcă nu prea poate vede să bagă în ață. Eu mereu îi bag în ață. În ațanac. Ce frumos! Ei, poate mâine pe mine te învață să și lucrezi și cu andrelele, poate te învață să și croșetezi, mama e... Poate. Așa se învață copilași. Da. Miruna, ne apropiem de finalul emisiunii, pentru că ești un copil minunat. Mulțumesc. Și chiar mă bucur că te-am avut aici. Te gândești să iei să faci un CD-ul? Da. O melodie de ale tale? Da, tata e mereu, zice, să-mi faci un CD-ul, fiindcă e cu treabă cu din ăștia, așa, mereu când mă duc în mașină și așa, bag CD-ul să te ascult. Ce? Îmi zice să fac un CD-ul sau un stick, să bagi acolo la mașină, să cânte Miruna. Da. Pe, în afară de Miruna, te mai cheamă altfel? Mihaela. Te mai cheamă și Mihaela. Iau, nu știam că te mai cheamă și Mihaela, dar îți place Miruna. Da. Mirunica noastră, noi așa îi spunem, că e Mirunica noastră, e cea mai mică dintre truți. Cum te înțelegi cu colegele la mlădițele Oltului? Foarte bine, ne luăm negative de la una la alta. Așa? Vă ajutați? Da, una pe alta. Doamna mereu ne îmi zice mie sau la celelalte, când cântăm singure, întreabă colegile tale să-ți spune ce ai greșit. Da. Și le întrebăm și ne spune ce am greșit. Colaborați toate. Da. Vă înțelegeți bine, da? Da. Să vă înțelegeți, pentru că trebuie să fiți unite acolo. Da. Costume populare, am văzut că vă schimbați una de la alta, vă dați una de la alta. Da. Da. Vă împrumutați costumele populare? Uite, cred că această ie este de la doamna. Da? Care i-a venit foarte mică și mie mare. Și uite, am avut acolo o femeie, o mătușă. Doamne, da? Mătușă. Și uite, mi-a făcut-o mai mică. Aici mi-a băgat un pic și mi-a făcut-o un pic mai mică. Foarte pentru bine. Mine. Foarte bine, uite, așa se... Am și o ie de la, tot așa, aici în față cu un coșuleț cu flori, de la Mădălina Coman, tot așa, din grupul Mlădițele Oltului. Mm. Da. Ce frumos! Mă bucur să aflu că voi vă înțelegeți bine și mai ales că voi vă schimbați și costumele populare și cântecele populare. Da, ne luăm cântece de la una la alta. Uite, mai am un cântec care îmi place foarte mult, că încă mai
lucrez la el, să-l înregistrez de la, cum am zis, Mădălina Coman, de la tot așa. Uh-huh. Îmi place. Vă ajută și Mădălina tot așa micuță ca tine e. Da. Nu, are 10 ani. Da? Da, 10. Păi da, dar tot da. Așa micuță minionă ca tine. Da, a început el tot de, cred că, 4 ani. Așa. Păi la 5 ani, avea 5 ani când a filmat prima dată cu mine. Da? Da. Eu mi-aduc aminte. Perfect, să știi. De toată lumea mi-aduc aminte. Da. Of, ce frumos a fost interviul ăsta cu un copil care... Trebuie să recunosc că vorbește așa, că inocent, fără nicio problemă, fără să aibă vreun trac. Îmi plac genul ăsta de interviuri cu copii pe care să-i vedeți prin inocența lor. Și chiar mă bucur că văd copii care duc mai departe folclorul românesc, așa cum am spus la începutul emisiunii, și care, uite, păstrează costumul popular, da. Le place costumul popular. Ești o frumoasă, să știi. Mulțumesc. Să crești mare. Când a venit aici, mi-a zis, să română. O, mâncă mama pe tine. Ești o frumusețe de fetiță. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit. Îți doresc succes și la școală. Mulțumesc. Da? Și în cariera ta. Da? Da. Eu am văzut că ai costumul plin de floricele. Îți plac florile? Da. Da? Ce flori îți plac? Îmi plac foarte mult zambilele. Zambilele, pentru că miroase foarte frumos. Da. Da? Și cine are grijă de zambile? Ai zambile acasă? Da. Și cine are grijă de ele? Mami. Mami, dar tu de ce nu dai grijă de ele? Sau tu doar le rupi și le pui în vază? Da. Atât. Da. Și altceva, ce flori mai ai pe acolo, pe la țară? Ghiocei, normal. Uh-huh. Narcise. Ai ceva floricele? Da, avem flori. Foarte bine. Mulțumesc încă o dată, Miruna. Noi avem pentru... și floricele din acelea curgătoare. Uh-huh. Foarte frumos. Dar trebuie să înveți să ai grijă și tu de ele. Mai am și o grijă câteodată. Să le mai cânt că dacă le cânt să înfloresc mai frumos, să știi. Da. Nu știu dacă ai aflat că dacă vorbești cu planta, planta și dacă îi cânti, îi pui muzică, planta automat crește mai frumos. Asta nu știam. E, lasă că afli tu multe. Am aflat. Mulțumesc încă o dată, Miruna, pentru și că eu vă venit. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag și te mai aștept cu altă dată, cu altă ocazie. Da. Te mai aștept cu altă ocazie și atunci când vei mai crește, mai mare, să putem să spui pe parcurs ce ai făcut tu. Da. Dacă ți-ai scos un CD-ul, da? Da. Te mai aștept pe aici. Mai vii pe la mine? Da. Da? Da. Bine. Îmi place foarte mult. Da? Îți place la noi? Te-ai simțit bine la TLU? Foarte. Foarte? Da. Bravo. Hai de mândră să te joc, da? Când am filmat ultima dată cu Miruna, atât de micuță era în dreptul gardului, încât am fost nevoită, și o să vă pun poza, da, să vedeți dumneavoastră, unde ai stat? Ia spune tu. Pe scaun. Am urcat-o pe un scaun. De ce? Ca să fie și ea cât gărduțul, pentru că o acoperea gărduțul ăla și era prea micuță. Și am urcat-o pe scaun și am spus, Miruna, să nu te miști, pentru că poți să cazi. Și Miruna mea a stat acolo frumos, nici s-a cunoscut că e urcată pe scaun și că ea cântă. Avem și o poză când eram urcată pe scaun. S-am făcut-o eu. Vrei să o arătăm? Da. Să vadă telespectatorii cum arătai? Da. Da? Bine, uite, îți promit că îți pun poza să vadă și telespectatorii cum arăta Miruna Muftar urcată pe scăunel ca să poată și ea să cânte și ea lângă gărduțul acela. Mulțumesc încă o dată, Miruna. Îți doresc succes la școală, în Mulțumesc. Muzică. Și te mai aștept cu drag, da? Da.
Și acum te invit să ne cânți Haide mândru să te joc. Da. Așadar, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc o seară excelentă în continuare. Vă las în compania solistei de muzică populară, micuță de 7 ani, Miruna Muftar. Și Doamne ajută să ne revedem cu bine săptămâna viitoare, exact în ziua de Paște, înaintea Paștelor și ziua de Paște. Vă doresc toate cele bune. La revedere! Let's pass now.